Doamnelor și domnilor, veți fi martorii unei bătălii din primul război mondial. În fața dumneavoastră se află interpreții istorici care acum intră în arenă. Interpreți istorici care vor învia trecutul sub ochii dumneavoastră atunci când, peste foarte puțin timp, vor începe bătălia. Deocamdată, împreună, alături de dumneavoastră, în aplauzele dumneavoastră, interpreți istorici bazați pe primul război mondial, asociațiile Tomis, Cetatea Radului și Tradiții Ostășești. Le mulțumim pentru participare și în câteva secunde va începe evenimentul. O să dăm cuvântul doamnei. Pentru de prezentați. Bună ziua, soldați! Să trăiți! La umăr! La picior! Pe loc, repaus! În primul și în primul rând! Patrula română verifică postul de santinelă și se informează de datele pe care le-a strâns acesta în timpul postului în care s-a aflat. Încă o dată îi se dă comanda, în caz de alarmare, să folosească telefonul de companie pentru a putea să ajungă cât mai repede datele la comandant. Se profită de o ocazie pentru a se mai fuma și o țigară, bineînțeles. Țigările, să știți, la timpul respectiv era un... venea produsul, tutunul, și era pus în acea hârtie care putea să de fie dat de mână în mână, și adică mai mulți camarați să fumeze o singură țigară. Dar se pare că domnul ofițer i-a chemat mai repede decât și-ar fi dorit. Vă rog să urmăriți cu atenție. Din păcate, acesta este războiul. Germanii reușesc, printr-o acțiune de învăluire, să ocupe postul înaintat românesc. În schimb, alarma avea să fie dată. Românii au primit ordin să reocupe postul avansat. Germanii așteaptă. Colegul încearcă să afle dacă este viu. Grenadă! Pe acolo! Grenadă! Comandantul român cere grupei să se retragă. Și-au dat seama că sunt prea puțini pentru a rezista inamicului. Se folosește fluierul din cauza zgomotului uriaș. Germanii profită de elementul surprins și au pornit atacul.
victoria! Ale victoriei! Soldatul bulgar s-a mai încercat să-i suspindă pe linia din coloană. Și vor înainta cu mâinile ridicate pentru a putea să se înțeleagă asupra momentului în care trebuie să intervină surorile medicale, brancadierii, cei care ajutau pe aceștia, și aici trebuie să amintim preoții, cercetașii, pentru a ridica pe cei răniți, dar și trupurile celor căzuți la datorie. Sanitar! Poate nu vă vine să credeți. Acest moment de acalmie însemna, de fapt, momentul în care militarii reveneau la starea lor umană, cu care plecaseră de acasă. Discutau cu respect, fără încrâncenarea cu care luptaseră. Știau că războiul nu este al lor, ci erau celor mari. Tuturor le era dor de casă, de familie, de copii. Regretul era pe chipul lor, deși știau că peste câteva momente vor fi din nou inamici. Dar în armate, indiferent de ce nume aveau acestea, exista un cod al onoarei. După cum vedeți, supravegheau împreună această dislocare și retragere a răniților. Sprijinul sanitar, să știți că se acorda tuturor răniților, indiferent
de gradele pe care le purtau pe umăr, indiferent din armata pe care îl reprezentau prin ținuta lor militară. Dacă vremea de astăzi a fost înorată, gândiți-vă și cum era iarna, și cum era primăvara, cum era toamna în timpul ploilor, când luptele parcă nu știau să contenească. Din primul război mondial nu a fost doar a militarilor, ci a fost și a civililor. Și să nu uităm și animalele care le-au fost acolo alături, câinii, caii, păsările, toate au luat parte, fără voia lor, din păcate, la acest război mondial. Cum avea să fie numit la timpul respectiv, Marele Război. Armistițiul s-a încheiat. Lupta avea să reînceapă. Aruncă granata! Granata! La Timișoara, la Muzeul Național al Banatului, să avem puterea să oprim puțin timpul și să ne gândim la toți cei care au devenit eroi, care aveau să fie răniți. Și mulți dintre ei, când s-au întors acasă, nu aveau să mai fie recunoscuți. Pentru că războiul nu le-a furat doar inima și le-a dat groaza. Le-a furat fericirea, zâmbetul. Atât putem să facem noi aici. Din această cauză
Timpul trebuie să-și urmeze cursul. Puteți să-i aplaudăm? Felicitări tuturor celor care s-au implicat în organizarea acestui eveniment. Acum este momentul să ascultăm imnul erotic.